Cine a fost în acest weekend la munte a avut parte de două anotimpuri într-unul singur. Zăpadă numai bună de schiat, ca iarna, și multe grade cu plus și soare, ca în mijlocul verii. Turiștii se roagă doar ca zăpada să nu se topească prea repede și își fac deja planul de întoarcere pe pârtie pentru weekendul viitor. Turiștii care au urcat azi la cota 2000 din Sinaia au fost de-a dreptul norocoși. Deși vremea s-a încălzit brusc, zăpada nu s-a topit încă. Zăpada este foarte bună, în ciuda temperaturii de afară. Este foarte frumos. E o zi specială, mai sunt probabil câteva zile până la sfârșitul sezonului. Plăcut surprins de gradele multe din termometre, dar și de încăpățânarea zăpezii de a nu se da învinsă, a fost și Dan, un american rătăcit în România. A venit să ne viziteze țara pentru 4 săptămâni, dar impresionat de ce a găsit pe la noi, a decis să stea jumătate de an. A bătut România în lung și în lat, iar acum ne-a escaladat și munții. It's great, it's beautiful. It's my first time to the mountains here and it's very nice. The snow is great. I'm having a lot of fun. Și după ore de stat cu schiurile în picioare, mulți au renunțat la haine și au lenevit pe terasele cabanelor sub soare. Am schiat până la ora asta și acum ne-am permis să ne dezbrăcăm puțin ca să prindem puțină culoare. La prânz de la ora asta încolo până urcă ultimul scaun să stăm numai la plajă. E minunat!